Executivul s-a reunit joi în ședința săptămânală. Printre proiectele aprobate în ședința de guvern s-a aflat introducerea ordinului de ministru provizoriu, prin care polițiștii pot înlătura de îndată agresorul din domiciliu și un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an. Guvernul a luat joi o serie de măsuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiază de scutiri de impozit pe venitul realizat. Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Guvernului României a fost introdusă și adoptată o ordonanță de urgență privind măsuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați. S-a discutat intens în ultima perioadă în spațiul public. Domnul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a făcut mai multe precizări. O să reiau câteva dintre ele pentru că sunt foarte importante. În primul rând, în ceea ce privește afectarea angajaților din sectorul privat, care prin această ordonanță de urgență beneficiază de scutiri de impozit pe venitul realizat. Știți foarte bine, este vorba despre acei angajați din patru domenii, patru categorii, domeniile IT care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, cei care lucrează în cercetare, dezvoltare, inovare, cei care desfășoară activități cu caracter sezonier, precum și salariații care sunt încadrați cu handicap grav sau accentuat. Măsura se aplică pentru veniturile obținute în anul 2018 și asigură, este foarte important, același nivel al veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate în anul 2017, astfel încât angajatorii acestora să nu fie obligați la un efort financiar suplimentar. O chestiune foarte importantă, acordarea acestei facilități este condiționată, știți foarte bine, de majorarea venitului salarial brut cu cel puțin 20% față de nivelul din decembrie 2017, având în vedere transferul sarcinii fiscale a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modificarea și completarea legii numărul 217 pe 2003, privind prevenirea și combaterea violenței în familie, fiind introduse noi măsuri pentru protejarea imediată a victimei și înlăturarea agresorului. Documentul aprobat de guvern reglementează ordinul de protecție provizoriu, un instrument în materie administrativă, care îi va permite polițistului să intervină rapid în situațiile de pericol iminent pentru sănătate și securitatea victimei violenței domestice și să înlăture de îndată agresorul din domiciliu. Prin această modificare, prin acest proiect de lege adoptat astăzi în Guvernul României, practic se reglementează un ordin de protecție provizoriu, un instrument care îi va permite polițistului să ia niște măsuri speciale într-un mod rapid, astfel încât victimele violenței domestice să fie protejate în timp cât mai scurt. Practic, prin acest ordin de protecție provizoriu, care este un document, un instrument, dacă vreți, polițistul respectiv poate să asigure și securitatea victimei în cazul în care acesta se află într-un pericol iminent, evident, și să înlăture de îndată agresorul din domiciliu. Cu ce este diferit ordinul de protecție provizoriu de ordinul de protecție existent deja în legislație încă din 2012? Practic, acest ordin de protecție provizoriu este complementar ordinului de protecție, deci vine să ajute cumva instituirea ordinului de protecție, se emite de către polițist, este un lucru foarte important, se emite de îndată, are caracter executoriu, nu are un termen anume, nu are somație, are valabilitate 5 zile cu posibilitatea de prelungire până la emiterea ordinului de protecție. Cu alte cuvinte, după ce polițistul emite acest ordin de protecție provizorie, documentul trebuie confirmat de către un procuror într-un termen anume de 24 de ore, pe baza declarațiilor, evident, și a probelor adunate de polițiști la fața locului. Ulterior, procurorul va avea obligația să transmită acest ordin de protecție provizoriu judecătorului cu tot cu dovezile existente și acesta se va pronunța pentru emiterea sau nu a unui ordin de protecție. Guvernul a reglementat joi exercitarea profesiei de expert și a celei de tehnician în egalitate de șanse prin modificarea legii numărul 202 pe 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Actul acesta normativ stabilește că persoanele juridice din sectorul public sau din sectorul privat care au peste 50 de salariați vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician în egalitate de șanse în limita bugetului destinat cheltuielilor salariale.
Tot în ședința de joi, executivul a adoptat o hotărâre prin care și în 2018 agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorină. De asemenea, Guvernul României a adoptat hotărârea privind participarea statului român la majorarea capitalului social al Poștei Române, care anunță astfel că procedura de capitalizare cu 170 de milioane de lei a companiei s-a declanșat. Purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu, a anunțat că un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de guvern, precizând că sunt necesare măsuri legislative interne pentru transpunerea în țara noastră a 40 de directive. Yeah.